Și bine m-am găsit, fraților, la primul meu carlog de pe canalul meu de YouTube. Sunt alături de bunul meu prieten Mati. Salut. Și astăzi vom face un mic carlog cu mașina lui. Bă, Mâncavaș, de cât timp plănuiesc eu acest carlog? De foarte multă vreme. Mati, te pup, fraților, mersi frumos că mi-ai acceptat invitația. Și na, suntem și cu fratele Marian aici. Și ia spune-ne câte ceva despre mașinuță. E un Audi A4 din 2011 sau 2012, Audi A4 B8, motor de 2.0 TDI de 120 de cai și cred că 300 sau 290 de Nm cuplu, ceva de genul. Frumos, frumos. E roșie, dar sincer aș fi vrut să aibă mai mulți cai, chiar dacă e fac soft. O, bun, deci ai planuri pentru ea. Da, pe, în soft, pe codul în 160-170, ceva de genul. Bun, bun, bun. Dacă avea motorul de 163 de cai, o duceam în 210. Oho. Și ce planuri ai cu ea? Ce modificări vrei să-i faci? Păi, primul rând, softul și probabil pe partea exterioară, la niște praguri, la un spoiler așa micuț, ceva, o bară schimbată, grilă de RS4. Oho, bine, da, mai bine. Multe, mult mai multe. Poate culoarea să o schimb, nu știu, momentan. Bun, dar mai întâi banii, că aia, da, aia e problema. Da, avem bănișorii, că... Exact, că după nu mai stau. N-am prea avut. Păi, da, da, bă, nu știu. Este prima dată fraților când urc cu el mașină și mașina asta, bineînțeles. Bă, deci efectiv nu mai vreau să mă dau jos din ea. Așa. Bă, și nu vreau să știți cum conduce el. Deci, bă, deci are doar 8 luni de carnet și conduce și care carnetul de 10 ani. Dar, bă, fiecare cu stilul lui. Acum, sincer. Pentru că unii poate chit că au făcut școală, dar, bă, chit că au câteva luni acolo de șofat, tot mai pune frână un pic brusc, mai accelerează mai așa și așa mai departe. Ne caută băieții. Așa. Dar, bă, nu știu, oricum, se vede super, super bine. N-am ce să zic, și interiorul tot frumos, bam, bam, bam. Să-mi iau eu alta nouă, știi, gen alt Sky, ceva mai puternic, dar... Și tot Audi vrei, nu? Da, tot Audi. O, frumos, frumos. Tot A4. Bine, prima mașină, a doua vreau să schimb în A6, A7, ceva. A6 aș vrea, când facem unul alături, un A6 C7. Mama, arată bine rău, arată bine rău. Și mai ales că și eu sunt fan Audi, deci mă jur că... Bă, n-aveți idee, să iau și carnetul ăla, că ăla e în prim plan, carnetul să-l iau. Și mașina, bă, nu vă sugerez la tot să vă luați gata mașini de mulți cai putere și așa mai departe. Pentru că, bă, de început vă trebuie ceva mic, compact și ceva să vă tăvăliți. Exact. Vă trebuie un Opel, ceva. Exact, și să fie ceva să ok de început. Deci, nu vă trebuie neapărat BMW, RS8 sau ceva genul. Bă, și un Logan, dacă aveți și un Opel și ce vreți voi, bă, numai să fie ceva uite, mic să... Uite, un Passat de ăsta. Da, uite, bă, ce-o Passat. Cel mai bun. O mașină veche, așa, să puteți să vă tăvăliți. Sau... Exact, exact, să te înveți tu să conduci exact. Cu ea să... Primul rând să acumulezi să te obișnuiești. Exact, să acumulezi experiență cu condusul. Exact. Și... După schimb. Să-ți fie ușor ție să o conduci. Să nu fie de aia cu care să conduce greu, să fie ție ușor. Și să nu fie de buget mare, adică să fie ceva chiar și până în 1000 de euro se găsește. Care vrei să fie Clio din 2002. Taci, mă. Și... na. Păi da, mă, dar am ies cum. Nu e chiar așa sunt gândit. Și e motor mic, nu ai motor mare, ai... Ai unul... Ai 1.4. 1.4, cam așa, da. Da, ai motor mic, ce ai. Da. Față de Audi, Mercedes și BMW care iau... Motoare 2.3, au motoare destul de mari. Și sincer, deci n-aveți idee, cred că cu două zile înainte, după ce am vorbit cu Mati de acest clip, bă, cât entuziasm aveam în mine ca să filmez acest clip, deci n-aveți idee. Și vreau să mai fac clipuri cu prieteni în care vorbim despre mașini și așa mai departe, chit că nu sunt cel mai mare pasionat, dar bă, îmi plac mașine, de ce să nu zic asta, că bine, sunt persoane cărora nu le plac mașinile, gen băieți, cărora nu le plac mașinile, dar, na, frumos și noi acolo la semafor, așa, totuși pe o mătușta, așa, da, băi, Mati, sincer, sunt plăcut surprins de această mașină și îmi place foarte mult, și viitoarea ta mașină să dea Domnul să o ai cât mai curând și să fie fix așa pe placul tău, să te bucuri de ea. Doamne, ăștia la toată lumea vorbesc asta. Și, bă, deci mă jur. Nici tu permisul ăla, mă plimbi. Da, bine, la ce planuri am eu în cap, sincer, permisul ăla cred că se
cred că îl prelungesc până la pe la anul, cred. De ce? Pentru că hai că da, dacă e. Nu, pentru că am niște mici planuri cu Bic, l-am în Cava Jugravastră, i-am schimbat i-am niște piese. I-am luat niște piese noi, vreau să mă duc la service la S-Bike, să mă duc să le montez, pentru că fratele Cristian a spus că mă ajută cu orice, nu-i problema de asta. Și, na, și mulțumim și lui, punem Instagram în descriere. Aveți Instagramul și lui Mati, acolo în descriere, să dați un follow, pentru că, bă, de cât timp ne știm noi? Ne știm de ceva timp. Nu am vorbit noi așa, știi? Da. Și... Mamă. Înainte, nu? Sau chiar dinainte, pe a fost și în școală. Dinainte, da. Mă știu cu Andrei de vreo 10 ani. Păi cu Andrei te știi de înainte, după, mai cunoscut. Cam da. Vă spun eu, Mati, să mă bată mama dacă nu... Bă, e caracter mișto, vă spun eu. El, Andrei și cu mulți cu care mă mai știu eu, sincer, sunt chiar mega mulțumit că am persoane de genul lângă mine. Îmi pare rău că mă bâlbi, doar că prima dată când fac un fel de car vlog de genul acesta și n-am așa emoții. Și îmi pare rău pentru că nu am lavalieră, nu am GoPro-uri și așa mai departe, doar poate pe viitor ne facem upgrade-uri, nu este problemă de asta și așa am un plan să-mi iau și cameră. Dar bine, eu am un plan multe, dar bă, bani trebuie să ai. Că așa mulți ne dorim multe lucruri, sincer. Și, na, și cam cât ai fi dispus să dai pe viitoarea ta mașină? Cât e nevoie. Nu mă interesează prețul. Pe aveam, dar aș avea de ales ca mașină, gen să fie a mea, să o iau cu banii mei. Așa. Ar fi să iau ori ca prima mașină, nu vorbim de mai încolo. Da. Ca prima mașină ar fi ori tot să o păstrez pe asta, de școală. Mamă, cum a pus frânea, să mă bate mama. Da. Ori o păstrez pe asta, o modific așa cât pot eu, știi, banii așa cât am și o păstrez pe asta, dar are mulți clienți deja, dar mă rog. Ori aș fi vrut un Volkswagen Siro, că îmi place forma aia, e așa ușoară, are forma aia de supercar cum ar veni. Am motor înțeles. Mic. Ori 1.4, ori 2.0 direct, dar cred că aș prefera un 2.0 de 200 de cai, sincer, să fie și automat. Nu mă gândeam. Să fie și automat, că vreau să caut o manuală, nu că nu mi-ar plăcea sau ceva, dar... Oricum, și cei care veți face școala, bă, căutați să fie pe manuală. Pe manuală. Faceți manuală de la început, nu e bine făcut. Da, pentru că după aceea nu mai aveți voie să conduceți manuală. Nu neapărat că n-au voie, dar nu se știe. Da, nu se știe. Nu toată lumea are automat în zilele astea. Exact. Mai bine faci pe manuală și pe automată nu e atât de greu. Sunt două pedale, n-ai ambreiaj, tu nu mai ai stresul ăla cu piciorul stâng. Da, nu mai ai stresul de aia să calci mereu ambreiajul, să schimbi. Motorul. Nu o să-ți moară niciodată motorul la mașină automată. Exact. Și abia mai nu te mai plângi ca aulă că fac mușchi la ăsta așa, la picior, la gambă, știi? Și n-am. Și așa, bă, nu știu, e feelingul ăla mult mai bine. Ai văzut și în Fast and Furious când schimbei vitezele și așa? Bă, nu știu, parcă ți-i trășiți așa un tic. Un tic așa, știți? Că îmi pare că n-am eu cel mai bun vocabular de bucureștean sau de orășean, dar na, stai și unii de la țară, ne adaptăm, Doamne ajută, știi? Da. Deci da, uitați-vă voi cum se mișcă mașina să mă cavă joaba. Deci efectiv sunt mamă. Deci nu vreau să mă mai să mai cobor din ea. Deci poate să-mi zică ce o vrea. Bă, nu vă spun ce banchetă din spate bună are, cred că face acolo tot ce vrei. Dacă era cealaltă mașină. Dacă era break, păi nu, dădeai pe... alea din spate. Păi da, că cealaltă mașină merge. La cealaltă poți să dau și aia e mult mai mare. Să mă bată mă dacă e și înalt, e Jeep. Exact. Mam. Nu știu, oricum îmi place maxim, sincer. Și mă gândeam să facem și un 0-100, dar nu avem cum, sau? Putem. Dacă vrei putem să facem, vedem unde. Că... Aia zic, să vedem unde, mă, cum bate vântul, deci... Nu contează, zic de... Dacă îți dă 0-100, aș putea da. Să dau. Nu știu, sigur, că n-am testat niciodată, dar oricum cred că are vreo 7-8, așa de rapidă. Aia zic. E destul de gare, vreo 2 tone. Are destul. E destul de grea. Am mâncat un pic. Sincer, mă așteptam să aibă 1500 sau 1600 și m-am uitat pe talon și am văzut că sunt 2 tone la fața. Dar mă urc 2 tone. Asta e. Păi da.
Și mulțumim și lui Dumnezeu pentru vremea asta de afară, pentru că, sincer, după cum am uitat după norii, mi-a dat o leacă de panică în cavaș și mă gândeam că fii atent că mi se strică toată filmarea, nu mai am cum să filmez nimic astăzi și am mai fost și plecat în anumite locații, mă gândeam că n-ajung la timp. Și, bă, încă o dată îți mulțumesc că, și scuze de întârziere, pentru că fratele Matei a venit și după noi, că Marian a avut niște probleme tehnice. O planificăm de ceva, tip? De o săptămână, două. Două săptămâni. Cam așa. Acum e prea cald. Prea cald, deci mă jur, a venit și ACO pornit și tot e un pic cald așa, în cavaș. Nu vreau să dau la maxi, că după nu o să se mai audă. Aia, da, da. Și încă o dată... Bă, v-am spus, iertați-ne pentru că n-avem la valiere, n-avem noi cine știe ce aparatură, dar bă, pentru început, eu să zic să apreciați faptul că mi-am dat silința, pentru că noroc cu ultra-wide-ul mânca v-aș vrea voastră, că așa pot să zic eu, ca un GoPro, da, înțelegeți? Și dacă este, da, vom încerca să facem și 0-100, să vedem unde. Deci o persoană mai relaxată și mai chill ca el și având bacalaureatul în plan, n-am văzut. Și ce să mă stres. Fratele Andrei Saracu, băi, nu, bă, e și stresul ăla, are și el pregătiri, învață non-stop, să se pregătească bine să-l ia și, băi, urăm succes prin intermediul acestui vlog, să-l ia din prima, să fie cu succes și Doamne ajută și lui Mati la fel îi urez succes. Să fie notă maximă și să te bucuri de carnetul tău, să ai grijă de tine și numai drumuri line ți urez și fără incident. Da, aștept să intru pe mine, să văd cum o să conduce. Sincer, n-am așteptări de la mine. Adică n-am așteptări să conduc foarte, foarte bine. Oricum o să mă mai încurc, îți dai seama, poate să moară și mie motorul sau ceva de genul ăsta. Păi și mie mai panicică și mie mai fac și o probleme. Că am mai bag din a treia, a patra, o să bag a doua. Toată lumea face greșeli, da, dar sincer, la cum conduci tu și la cum ai condus și Opel-ul ăla, sincer, nu ți-a murit deloc motorul. Și nu știu, ai tu stilul tot de a fi relaxat și să fie totul ok, știi, gen să nu te... fii relaxat, nu să stai încă la volan. Aia zic. Și să stai să nu te încurci în mâini. Exact, aia zic. Când văd, de exemplu, Andrei, dar acum aș parcă și-a mai dat drumul puțin, când stă și face, de exemplu, nu pot acum că merg, da. Când ia o curbă, se încurcă în mâini. Da, da, da. Și așa pierzi virajul roților. Rămâne cu mâinile așa. Da, și pierzi virajul roților. Cel mai simplu. Da, mână, exact. Nu ai exact nevoie de două mâini. Ții o mână pe volan. Hai. Sau genunchi. Da. Nu genunchi. Dar întotdeauna ține, frate, o mână pe volan. Două hai mâini ții, de exemplu, dacă ai viteză mai mare și să ai o stabilitate mai bună, da, ții două mâini pe volan. Exact, exact. Sau poți să ții, eu, de exemplu, țineam așa la viteză mai mare. Nu trebuie să ții foarte tare, da? În special să nu stai să, când iei o curbă, să dai cu ambele mâini. După te încurci, da, da. Te încurci în ele, trebuie să le dai și tu drumul, dacă dai cu ambele mâini, de exemplu, dai drumul la volan, nu ține tare, înțelegi, decât să deșești așa un pic volan, dar după te încurci în mâini. Și ce faci după? Aia da, aia da. Doamne ferește, intru în parapet. Doamne iartă. Doamne ferește, da. Mereu trebuie să fim precauți și atenți la volan, mai ales șoferii, nu pot să zic de mine, pentru că eu încă sunt biciclist de meserie, ca să zic așa, adică eu încă bag bani în biciclete. Ce mai bun sport. Da, și vă sugerez și vouă, chit că aveți carnet de conducere și așa mai departe, nu ezitați să faceți voi un pic de mișcare cu bicicletele sau cu orice, puteți merge la sală sau ceva genul ăsta, pentru că sportul înseamnă viață, înseamnă sănătate și eu de când m-am reapucat de calisthenics, sincer, mă simt foarte bine. Nu pot să zic că sunt eu cel mai bun pe condiție fizică și arăt cel mai bine, dar cred că arăt decent, în orice caz, la corp. Și așa mai departe, alimentația o am puțin greșită, orele de somn se cam duc naiba pe parcurs. Adică de la 8-9 ore de somn pe noapte am ajuns la 3 și jumătate, 4 maxim, pentru că, na, bă, ca orice cine, mai pierzi timpul pe TikTok, pe rețelele de socializare, una alta și na. Dar, na. Deci eu la fel nu prea, mai am și lățigare în loc, dar asta e. Bă, așa e tineri, dar și care fază, trebuie să avem și grijă de sănătatea noastră. Și e cea mai importantă. Exact. Și eu câteodată, nu știu de ce, dar după ce fac efort am un pic de atac de panică, știi, că intră inima în starea aia, știi, că ai făcut efort. Dar beau niște apă, stau un pic, mă liniștesc și e totul bine, n-am de ce să mă stresez. Dacă vreți, mai facem vloguri cu Mati, când poate și el, bineînțeles, cu mașina. Dar am două vloguri în plan cu Mati pe care sper să mă ajute cu ele. Dar încercăm. Da, încercăm și să vedem și noi cu timpul nostru.
Planific să-mi iau și un concediu în luna ce urmează ca să fiu și liber și să meargă totul bine. Bine. Oho, frumos. Nu, nu i-am dat, că n-am vreau să-i dau așa tare. E motorical, dar acum pot să-i dau un lucru că n-are de... Da. Dar n-are. Asta e problema. Yeah, dar trebuie să fim și atenți. Da, trebuie să fim atenți, dar nu am unde să-i dau, de 100 unde, că pe principală e full. Aia da, și... na. Doar noi stau acum să fac numai slalom printre ele, ești nebun, ce-ai? Ce aici, pe mai serpentine? Știi, mai știi. Dar ți-am explicat cum fac eu. Aia, da. Și... sau... hai să vedem. Nu prea așa. Ba, sincer, aici, gen mai încolo. Da. Din tot pădurul ăsta, mai încolo, dar trebuie să fie limpede, trebuie să fie minte. Că, sincer, bă, mâncava și gura voastră, eu m-am, oricum, ca orice creator de conținut, am idei, doar că depinde de fiecare, că na, fiecare cu treaba lui, n-are nimeni timp după mine, știți? Trebuie să-și facă fiecare timp pentru el și așa mai departe, fiecare avem și noi job, avem școală, examene și așa mai departe, dar, bă, sincer, pentru primul meu carvlog chiar mă bucur, chiar sunt super fericit și... chiar mă bucur că am realizat acest vlog pentru că aveam în plan să fac și cu Andrei, doar că v-am spus, nu prea l-am mai văzut ieșind din casă în ultima vreme că e cu bacalaureatul și eu sunt. Da, frate, dar tu ești relax, adică tu ești chill față de... Păi n-am, de ce să mă stresez? Că mai arunc fan. Aia zic că... Mai arunc fan, adică stau să mă stresez că vine bapul și dar bine, bă, bine, relaxați-vă, bine. Pentru că vă spun eu, cu stresul ăsta nu faceți nimic. Păi, stresul, mai mult vă stați încordați și aveți în cap, că aulă, să învăț că pică, 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 pică. Nu, stați relaxați, învățați câte un pic în fiecare zi, că așa băgați la cap. Exact, nu trebuie să învățați tot imediat, că nu e bine nici așa. Da, da. Acum nu-i prea mult informație, e bine, nici nu o să poți, adică o să te încrucinie de cea mai proastă chestie, să înveți foarte multe. Da. Eu, de exemplu, învăț o operă, îmi iau operă să învăț 3 zile, dar să învăț gen, să nu mai uit niciodată. Da, da. Nu învăț așa, repede înainte și gata, trebuie. Nu, învăț ca lumea. Nu înveți cum trebuie, dar să înveți așa, că un pic, că un pic, în fiecare zi nu să te stresezi. Că după aceea, bă, de la stres, bă, ajungi la alte prostii, ajungi așa, nu știu, să fii tu, așa, nu știu, să o iei pe căi greșite după aia, ca să zic așa, nu știu cum să-mi exprim momentul de față, dar devii așa și începe cu anumite iureli în capul tău, să faci aia, să faci aia, să faci aia, știi? Și na, totul cu relax, totul încet și cam că nu vă grăbește nimeni, dar să nu faceți totul pe ultima 100 de metri. Deci, da. No, eu am apucat fix în ultimele 3 luni. În ultimele 3 luni de bac, gen de liceu, de clasa 12, am apucat. Adică de acum 3 luni am început să învăț ca lume. Aha. Până acum, eu am așa... Nu știu când au trecut așa 3 ani, m-am trebuit la 12 ani. Da, și deci trec foarte repede. Am lăsat așa, post 100 de metri, adică am început pregătirile clasa 12 la început. Aha. Fix, atunci. Și atunci am început să învăț, adică învățam atunci, știi? Da. La mână și la matematică. Și după, nu știu, mi s-a luat așa, știi? Aha. Mi s-a luat de tot, n-am mai învățat decât le luam, le citeam așa, dar nu le învățam ca să știu, înțelegi? Da. Și după m-am trezit acum, cu 3 luni înainte de bac, zic, bă, ce fac? deja e târziu, că am început să mă apuc ca lumea. Într-o lună le-a terminat fătăt. Adică și acum le știu, trebuie să le repet oricum. Aia da. La română știu, la matematică, dacă mă crezi ce spun, n-am repetat nicio formulă, dar le știu. E bine, Decât am făcut la pregătire formulele. Am înțeles. Și n-am mai făcut, de exemplu, nu prea fac exerciții, că nu-mi place să fac acasă, le fac pe alea la demo pentru pregătire și la pregătire. Atât. Am înțeles. Nu mai fac. Da. Nu pot, eu acasă nu pot să fac. Sunt genul de persoană care nu pot să fac, nu că nu vreau, aș vrea, dar după, dacă stau cu foile în față mai mult de o oră, începe să mă doară capul. Bă, nu trebuie să stai nici mult timp ele să te focuțezi numai și numai pe asta. Păi, că... asta e că eu așa încerc să stau până într-o oră și într-o oră termin cam vreo, am de exemplu 3 pagini de alea întregi la un comentariu. Da. 3 pagini întregi. Fac o pagină și jumătate. Cam așa mi-a. Și cealaltă o las pentru mâine. Da. Pentru ziua următoare. Și după le iau, că deja le-am învățat, înțelegi? Le repet frumos, așa,
Și după mă duc și mă ascultă, de exemplu, altcineva, sora mea, mama, tata, cine are timp. Da, da. Ca să, na, dacă mă ascult eu, mă mai eu pe foaie și nu, nu e bine. Da. Așa mă ascultă, ei au foile în față și eu nu mai știu decât că exact. Să știu eu. Da, exact, exact. Foaie. Cel mai bine așa. Exact. Așa vă recomand. Apoi, nu e nici acu târziu. E bine și acu, dar... Da, da. Trebuie să știm mai multe, că exact. Nu poți să te bazezi pe, pe un singur lucru. Și de-aia zic că, deci nu stați toți până ultima 100 de metri și cei care aveți bacul vă urăm mult succes și Doamne ajută la toată lumea să luați notă maximă. Nu vă stresați, da? Că oricum, într-un fel și părinții sunt de vină dacă stai da. Voi așa, că părinții te presează, părinții îi presează pe copiii lor. Mamă, să pui mâna să înveți în fiecare zi așa, ei te îi stresează, știi? Dar bă, vă spun eu că stresul ăla nu, nu rezolvă. Da, te stresează pentru că vor să iei o notă mai mare. Aia zic. E normal, adică dacă aș fi părinte, aș face și eu același lucru, e normal. Da. Dar uneori zice că exagerează și tu, ca copilul, e așa... Aia da. În glumă sau ceva de genul și nu realizezi târziu. Exact, exact. Când realizezi deja e... Pa. Eu vă recomand. Părerea mea, cu experiență, să învățați. Nu te neapărat în clasa 9, clasa 10 să le învățați. În clasa 12, de la începutul clasei a 12 aveți un an timp să învățați, e perfect. Nu trebuie să stați în ultimele luni sau prea devreme. Da, nici în clasa 10 sau 9, că după le uiți. Aia da, aia da, automat. Cel mai bine începi să le înveți toate cele trei materii, depinde la care de fiecare. Da. Le înveți frumos de la începutul clasei a 12. Exact, ai și după aceea le mai repeți. Exact, ai timp foarte mult. Exact, da. Nu e nevoie de stres sau ceva, ai timp o grămadă. Mai repezi cât un pic, cât un pic, exact. Cât un pic și așa... Ca să le, nu le uiți. Da, da, da. Hai, uităm aici. Cum dorești, dar să-mi fie cineva în spate. Dar de ce nu se vede semnalizarea ta pe dreapta acolo? Se vede, mă, dar nu vezi tu. Ce se vede? Se vede, bine, e aici. A, nu, eu vedeam decât pe aia de pe stânga, de pe aia de pe stânga. Partea asta nu vezi, că nu vezi nici motorină, nu vezi nimic. Da, mă gândeam, mă, ce dar nu văd. Ești nebun? Niște mici cadre de aici, cum se vede pe la noi pe aici, frumos. Nu știu ce faci tu aici. Aolo, mai veniți, mă, mulți, băi, băiatul. Hai, bă, băiatul, hai, bă, viețile mele, ce faceți, mă? Să nu patineze? Ia, o să deci. Patineze. 3, 2, 1 și... Da. Oho! Bine! Suta! Bine! Acum, pe final, am dat-o mai încet. Pe da, așa face. Prinde mai greu după. Ce ai, mă, că s-a dus bine rău să mă bată, mamă, mi-a plăcut. Trage tare. Oh. Pentru 120 de cai, sincer, chiar mă... Bă, se mișcă chiar bine rău să mă bată mama dacă... Cam toate mașinile, a doua și a treia trage, că după nu mai trage. Aia da. Că e așa orice mașină. Aia da. Sunt făcute a doua, a treia să tragă tare, după a patra, a cincea și a șasea, în cazul în care... Și dacă spun o chestie, tu nu mă crezi. Deci, după ce că eu am și în plan faza asta cu Anetu, mă crezi că mi-ar fi frică să conduc? De ce? Și spun și de ce. Pentru că, bine, o să sune aiurea, dar mi-ar fi frică. Nu mai filmăm. Mi-ar fi frică pentru că eu câteodată sunt așa, nu am încredere în mine, știi? Și sunt nesigur pe mine câteodată. Păi nu e bine să spui asta. De ce să nu fii sigur pe tine? Nu știu, am așa câteodată neîncredere în mine și mi-e frică câteodată că nu fac ceva bine. Ba nu schimb trebuie viteza, ba îmi fug mâinile de pe volan sau ceva genul. Și mie mai fug, dar... Dar nu mă stresez sau așa, că greșim, e normal. V-am fuge privirea acolo, acolo, acolo sau ceva genul ăsta. Și mie. Și... Cât crezi că am consumat tot chestia asta? 10 grume de berin. Nu știu, cred că avem vreo... E pe filmare, cred că avem vreo 30 sau 40 consum instant. Că l-am pus pe ăla să facă trage. Ce frumos se vede. Noaptea, știi cum e? Dau seama. Ăsta. Dau seama. Noaptea că s-a prinde, s-a prinde, dar nu vezi. S-a da, prinde tot roșu ăsta. Am înțeles. Noaptea, băi, genial, frate. Ia uite-te puțin la papuci. La papuci tăi. Ce să văd? Ce papuci? Ai mei? Am LED-urile, mă. Păi da, ai apăsat. Da, am apăsat. Ai apăsat tu, am LED-uri. Aaaa. Uite. Vezi, uite-te la... Apasă tu, băiat. Uite, vezi. Aha, aha, aha. Nu apasă, nu ți-a fost.
Am văzut, am văzut. Da, să vede, se vede. Cam și telecomanda. Și da, zic, când ai mai putea tu facem un vlog și pe mai pe seara așa să vedem cum se vede. Facem. Că vedem când voi și eu când am timp. Aia zic, că da. Se simte că da, da, se simte. Uite cum se vede, mâncați așa. Nu știu că am ținut-o cu viteza a treia până în 120. Mamă, chiar mi-a tras. E bine, e bine. Nu mă așteptam. Și aveam 4000 de ture. Acum, bine, eram, nu era, erați voi trei, eram doar cu un prieten. Aha. Să mai pune. Și aveam 120, cu a treia, nu eram a patra. Bun. Mi-o trage mai mult. Bun, ține. Bun. Dar după a șasea aveam... Cuțu! Cenzurez aici, da? Da. Dar după a șasea am avut... pedală. Ho, ho, ho! Lișet! Aveam fix 3000 de ture. Ho, ho! Aveam pedală să-i mai dau. Ma, ai cenzurez, bă, că... Îți dai seama. Intră la pușcării. Numărul să bip. Mamă, să mă bate. Nu, mai bine te-ai tot în parte. Nu, mă, pun decât cenzură pe... Pe număr și, da. Dar nu încurajez să faceți. Bă, tot un limita legală. Nu e bine. Da, tot un limita legală. Era pe autoban. Și dacă tot vreți să îi dați un pic așa în guriță, ca să zic așa, asigurați-vă că totul este safe. Că știți ce faceți, bună, că mașina e bună, e în regulă. Și pe drum să nu fie nimeni. Exact, să fie gol, să fie gol. Gen cum ne-am asigurat noi pentru acest 0100. Bine, la noi am mai trecut două vehicule, dar nu mai contează. Opa! Și... da. Asigurați-vă când faceți un vlog un nebun ca mine să aibă și el buget de o ventuză, de ceva pentru camerul ca mine care mi-a amorțit mâna de 3 ori cu trepiedul mână, dar sincer pentru filmarea asta am așteptat de foarte multă vreme, chit că în mintea mea era că mamă pun camera aici frumos, pam, filmez fără așa, dar și-o deștept, nu mi-am dat seama. Dar na, învățăm din greșelile noastre, bineînțeles, și... N-ai văzut că nu mi-a scârțit deloc? Exact, da. Pentru că are sistemul de pornit și nu mă lasă. Are nici căuciucurile noi. O, frumos. Și nu... Aș fi vrut să aud cum... Bă, nu pot. Crede-mă, am încercat și cu sistemele oprite. Bă, nu pot. Bă, să dea. Nu vrea, adică... Nu pot nici să o trag până în limitare cu antea, că îmi pupă iar motorul. Da, da, da. Dar nu pot, aia e problema, că eu aș încerca să-i dau scârț, uite, aia că poate, poate, poate. Doar pistoane cu cap. Nu sare, dar e greu, uite, că îi dau în jos. Ia. Pic de tot. Am avut SP oprit, nu vrea. Da, înțelegi? Un pic de tot. Pentru că camionjucurile sunt noi. Da. Nu sunt tocite. Și nu-ți permite, nu-ți permite. Nu-s tocite, în primul rând, și nu are atâta putere să tragă, știi, să, da, da, să patineze. Că în primul rând asta are limitare pentru un launch control. Aha. De-aia nu pot eu să-i dau niciodată de pe loc. Ea scârție doar înainte, după, după ce plec un pic. Și dar în curbe, gen? Nu, niciodată. Poi. Nu scârție pentru că sunt noi ca o ciuculă, e foarte stabilă. Ai făcut cu ăsta, cum zice, cu Opel-ul atunci? Opel-ul, da, pare. Opel-ul scârție. Aș face, un clip și cu el. Da, da. Deci, și mai ales că știi care e faza, că e mai ok că nu este mașina atât de performată pe lângă asta, știi? E un pic mai veche, nu e de aia care să îți bage frica în tine ca o lucru, o să-mi dăuneze aia sau asta mi-a fost frică un pic să-i fac cu 0-100, că cine știe. Te cred, te cred, te cred. Să nu pice cutia că am schimbat, da? Mă rog, există. Ei, că nu e prima dată. Nu, i-am mai făcut odată așa. Nu i-am făcut neapărat 0-100 să cronometri. I-am dat în gură. A, am înțeles, da. Cât de repede am putut să prind până într-un drum. Am avut tot așa ce cenzurez. Da. Am înțeles. Da, pe ok. Te duc pe drumul ăla, dacă vezi. Dacă mai sunt liniile de scris. Atunci mi-a scrisit. Dar cel mai bun rost să mă bată mama dacă, bă, apropo, vedeți că noi mergem acum pe lună, să mă bată mama, că dacă nu mi-a făcut asta în mână, ești că sunt pe trambulină. Ulo, trască familia ta. Am avut morcov în amândoi. În cap aș dura cel mai rău. Eu am avut cel mai rău. Da, bine, nu mai zic de șofer, dar zic și eu așa că totuși. O-l văd pe al meu, cum vine, mamă, zic. Ce bă, vine ăsta, bă, ești ne rupe. A venit ăsta cu blocul să mă bată mamă. Dar nu-mi place pe drumul ăsta, ai gust de când vine unul cu o pascură sau ceva mai mare. Da. Mamă, e oribil, veri. Și mi-a spus Mati că ce e în București, mâncau aș gura voastră. E foarte oribil. Acolo dacă nu te bagi acolo, rămâi 2-3 ieri. După experiența mea. Mamă, și mă
mașina asta plus gura mătii. Și ce, nu? Și după experiența mea în București, nu. Ia zi, nu recomand. Nu recomand, mai ales cu mașina. De exemplu, am, de exemplu, pe jos, și mai trebuie să mă și mut în București. Pe jos, da, dar nu cu mașina tot. Nu vă recomand. Bine, poate mai sunt oameni care se uită în București și spun că, a, nu știu ce, că e ușor, că e pentru voi. Bă, bă, pentru cei care locuiesc acolo, exact, da. E normal. Da, e normal, dar pentru noi. Obiniți, dar pentru noi care nu avem așa trafic și să tracționeze lumea. În halul ăsta să încerce să bage toți ca nemâncații. Exact, să nu te lasă nemâncații. Să intri, să faci exact. Nimic. E oribil. E nasol rău. Și mai ales să fii, cum sunt eu, începător, chiar dacă conduc bine. Nu pot să spui că și pentru oricine care, de exemplu, conduce de mai mult timp și vine de la țară, să duce pe ce promocăști, pe o treabă. Exact, exact. E greu, nu e chiar așa de ușor să conduci în București sau în alte orașe și aglomerate. Na, da. Ploiești, 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 aia da. Dar nu ca București. Bă, în Ploiești n-am mai fost de când mi-am luat TV-ul meu, mâncava și gura voastră, dar în București n-am mai fost de ani buni. Deci nu București, pentru prima dată am fost gen să conduc eu. Aha, știi? Aha. No. Adică nu am făcut greșeli sau astea, dar îmi luam la nu jurături și eu și tata. În același timp, ați înțeles. Bă, bulagiu, unde ce faci? Bă, tu te-a dragi! Nu, bune, rău de tot. Băgam, îmi scoteam de față cu tata și el cu mine. Cred că era acolo panorama să-mi bag picioare. Da, am fost să-mi iau telefonul. Da, să-mi se pune sănătos, că, sincer, și eu aș vrea să mă dau pe iPhone. Bă, numai pe modul cinematic, bă, deci efectiv bă, că și... Da, e că și eu am spus același lucru, scuze, stai, că nu e bun, așa spun toți până și eu. Că nu și... Nu niciodată înapoi pe sau pentru orice cât mi-ai dat, nu mă schimba. Sau cum ar veni vorba, haterii ăștia între BMW și Audi, că totul lumea spune că Audi e prost până și au. Da, da, exact. Până ții Audi, bă, până ții și după aceea, pe Audi... Nu o să mai fi hater. Da. Eu nu sunt hater. BMW sau astea, nu mă place mie, adică nu mă pasionează. Da, nu zic că nu e mașină bună. Aia da. Fiecare e bună în stilul lui, asta BMW e bun într-un stil, Audi e bun într-un stil, exact, Mercedes exact. Bun într-un stil, Mercedes, de exemplu, pe lux, confort, Audi e, nu știu. Și acum n-ai cum să te caci în gustul omului, sincer. Exact, fiecare e gustul lui. Exact. Eu nu zic că, mamă, nu-mi place. Dacă îți place ție, e bine. Normal, normal, eu nu dau ok. De ce? Sau îți faci un Logan? Păi, normal, îți faci Logan. Dacă ți-e place Loganul, Fiatul, Opelul sau așa, bă, bravo ție, stăpâneți să tot să te bucuri de el. Mie îmi place Opelul. Bă, știu, Opelul e bun. Bă, ce am așa niște modele de Opel acum zici că... Deci, nu mă refer la astea, pentru că astea nu sunt proaste. Da, Opelurile vechi... Bine, arată bine, dar n-am zis că sunt și bune. Opelurile vechi nu se compară cu mașina asta. Opelul meu vechi nu se compară cu asta. Nu o compar, nu neapărat pentru viteză, putere și așa. Mă refer în per total, nu se compară. Te cred, te nu cred. Se compară, pentru că eu n-am văzut mașină ca aia de atâția ani, nu vrea să moară, deci pe bune. Ma. Gândești, 97. Păi. De 97. E mai bătrână și ca mine, mă cavă. Exact, mașina aia nu vrea să moară și nu a avut. Dacă mă credeți, sigur o să zică lumea că mint, că nu știu ce, că... Așa, ca să mă lauzi cu astea. Da, de ce? Mașina aia n-a avut schimbat la ea nimic la motor. Deci, injectoare, pistoane și tot ce mai ține de motor n-a fost schimbat niciodată. Sunt toate, efectiv, stock din fabrică, exact așa, nu au fost schimbate niciodată. Singurul lucru schimbat a fost, că o bujie, că da. Aia da, aia să mai schimb duce, că aia să mai duce. Și toba, tobele, că mai pica. Atât, deci pun. Și electromotorul a făcut de curând pentru că nu știu ce a făcut figuri. Că na, e vechi. Păi na. A făcut și a niște figuri și n-a mai vrut să pornească și a trebuit să schimbe electromotorul. Dar în rest la motor, pe parte de motor, cutie absolut nimic. Deci nimic. Și mă uimește mașina aia. Și acum trage, nu trage mult, că în 75 de cai sigur au mai murit. Aia da, automat. Adică mai are pe 50, cel puțin. Dar pentru o mașină așa de tăvăleală, merge. Dar aici așa până brebu, e perfect. Că mai mult mi-e frică să merg pe ea. Adică maxim Câmpina. Dar mai mult să merg până la Ploiești, cum
face tata, se duce până la Sinaia, eu n-aș merge. Fai de cap. Se duce până adică nu e sigur tu. Nu sunt sigur pe mașină, că da. Cine știe, Doamne ferește, să întâmplă ceva, că e veche, n-ai, exact. N-ai de unde să știi. Astea noi mai sunt singure, mai alea. Da, e veche. Și nu ești tu împăcat cu tine, că exact. Bă, dacă mă lasă ceva la ea exact. Și nu știi ce rămân în mijlocul drumului, ca nebun, ești nebun? Exact, nu știi ce se întâmplă, că mai ales că pierde foarte mult, mănâncă multă benzină, pentru că e veche, da, e veche, da. E normal, mănâncă foarte mult. Da, ești mai încolo, mănâncă foarte multă benzină, că e veche, așa, și asta audio ăsta la fel, mănâncă de rupe, adică acum am consum de 7, e aha. Foarte bine. Aia, dacă sunt în oraș, am consum de 15-16. Oh, oh. Am avut, vinerea trecută am avut 16 consum. Mamă, da, da, mi-ai spus, mi-ai spus. Da, dar normal, consum e vreo... Consum e vreo 10-11, ceva de genul. Am înțeles. Nu e... consum wow. E consum normal pentru o mașină diesel. Da. Că, dacă era 3-0... Ma... Atunci cam... Te zbătea cu rasa un pic. Uite, o păl ca asta. Da. Îți zic, așa o pălam și și vă spun de pe acum că vă pregătesc și un clip special pentru 10.000 de abonați, care și Mati va participa la el. Deci cred că s-a abia așteptat numai după ce o să-i spun ce urmează, sincer. Da. Zic așa. Nu da spoilere. Zic, nu, decât cu că viață pe cap. Dar oricum am multe idei în plan și v-am spus, bă, trebuie să avem noi timp. Exact. Că timpul e cel mai prețios. Și na. Merge. Să aibă și Mati timp, să am și eu timp și buget, pentru că na, am contribuit și eu puțin pentru alimentarea mașinii. Da, că eu am spus că nu vreau, dar a insistat omul și... că nu merge pe aer, bine era, și pe sifon dacă asta, ar merge. Asta nu e pe aer, e cealaltă, aia merge un pic pe aer, asta nu pe aia. Eu i-am spus, bă, nu vreau să bagi tu motorină sau ceva, că mi-e așa. Nu, no, deci mă simt prost acum. Păi și eu mă simt prost mâncat așa, adică eu merg și bă, trebuie să dau și ceva acolo, că na, mașina nu merge pe aer, mâncați și da, dar nu știu, mă simt și eu prost, adică la cât mi-ai dat. Ce? Asta nu e nimic. Păi, cum adică nimic? Bă, viața mea, păi pentru, ține cum pentru o închiriere la, ce am zis eu că fac așa, mă costă mii de lei. Păi asta, da, euro poate. Euro, pardon, asta da, așa, da, că până da. Atunci mai durează. Dar tu asta e mult, adică cât mi-ai dat tu. Și poate când o să mai ieșim și noi așa și o să mai dau și mai multe, nebun ca să fie ce trebuie pentru mașină, să mâncați și curată. Că eu altfel nu mă simt eu bine dacă nu dau. Păi că nu vede astor, mai când pleacă și vede cât range am. Stai seama ce o să zică. Mă, tu ai băgat motorină. Iar ai băgat motorină. Zic, gata, viețile mele, am ajuns la destinație să facem poză de copertă și imediat facem și pozica. Lasă ce trebuie. O lasă așa, nu? Da, merge. Fraților, cam asta a fost și primul meu carlog de pe canalul meu de YouTube. Îi mulțumesc lui Mati încă o dată, mersi, frate. Mulțumesc și eu. A fost o experiență super faină, sincer, cea mai faină mașină în care m-am urcat până acum. Și credeți-mă că vor mai urma clipuri pe viitor, dar să avem și noi timp, să ne planificăm și noi din timp filmările ca să nu facem tot cu ultima 100 de metri. Mersi frumos că mi-ai acceptat invitația încă o dată. N-ai pentru ce, mulțumesc și eu că ai acceptat să facem asta. Doamne, ajută, deci, n-aveți idee cât mi-am imaginat chestia asta și cum vreau să iasă. V-am spus, 80% din ce mi-am imaginat eu s-a îndeplinit, doar că ultima fază era fix în altă locație. Dar am improvizat, a ieșit și thumbnail-ul destul de bine, am făcut și niște poze frumos. Și da, ne auzim data viitoare cu un nou vlog, vă pup și vă iubesc, da. Nu uitați de butonul de like, de subscribe, de clopoțel. Suntem aproape de 11.000 și nu uitați că va urma și clipul special de 10.000 alturi și de Mati, de Andrei și de Marian. Așa că noi ne auzim data viitoare cu un nou vlog, vă pup și vă iubesc, salut, numai bine, pa! Salut!